Iată, exact, ca la Mondial și la Euro. Și la Euro. Bunele obiceiuri se transportă repede și sunt ușor implementate, ușor de prins de către un public frumos, așa cum este cel de la Craiova. Naționale în partidele amicale din această primăvară, Ciprian Deac a marcat și cu Chile, a marcat și cu Finlanda. Corner pentru campioana României, CFR Cluj. Ce minge grea! Este corner din nou. Diferență de genilor care, iată, încearcă să profite de faptul că anumite piesele oltenilor se rodează în această seară. Debutul lui Pieri Aceli este... Zlatinski, bună verticalizarea, este Glavina. Croatul se descurcă, ține mingea în posesia formației sale, îl vedem pe Mitriță, Mitriță, Mitriță de două ori, Mitriță, Mitriță! Acțiunea continuă, Craiova în fața golului pentru a doua oară, ce ocazie, ce fază a făcut Mitriță! Da, ia freamă la Craiova atunci când Mitriță are mingea, trei driblinguri senzaționale, trei jucători, spectatori. Din nefericire pentru el, n-a reușit să înscrie. Craiova are o ocazie colosală. A cedat acest balon și iată-l pe Mailat. Pe stânga este Curio, Țucudean este în offside, urcă pe Teleu. Nu, e Deac, Deac. Careu, Deac încearcă de unul singur pentru șutul lui Djokovic și este minge pentru Olteni. Ce gol a marcat Djokovic cu ultima partidă dintre cele două echipe din trecutul sezon în play-off. A fost 1-1 atunci, iar croatul a înscris superb, a deschis scorul în acel joc. Cicâldău pentru Mitriță. Colegii săi, Craiova iese încă o dată frumos. Ce bine aleargă Mitriță, trece de doi adversari, Glavina spre poarta lui Adlauskis, care iese să-l mănânce parcă pe Mailat. N-am mai văzut așa ceva. O răutate extremă care însă nu cu spiritul lui Arlauskis, pe care l-am văzut și la Urziceni și la Steaua. Un băiat care și ajută cu echipierii, supărat că l-a lăsat să vină în careu. Și Culio îi reproșea acest lucru. Mailat nu s-a retras, putea să existe. Wow. Răzvan Popa încearcă fundașul central să construiască din prima pentru Glavina. Este Dimitrov în centru, așteaptă în continuare Cicâldău. Craiova n-are vârf de careu. Îl vedem pe Dimitrov. Pentru Mitriță! Ocazie încă o dată pentru Craiova prin capitanul ei. Ce minge țopăită! A reușit, a întârziat mult aici, a așteptat mult până la centrare. Poate că nu avea suficiente variante de continuare în careul lui Arlauskis. Lumea se ridică încă. Pe Țucudean. Și s-a cam încheiat prima repriză. Ca Neymar. În careul lui... În careul italianului Pigliaccheli a căzut Țucudean. E mai mult decât... apății Neymar, ce-i drept. Dar de acum încolo toată lumea va întreba ce se întâmplă, de ce este atât de afectat. O încercare de a dramatiza excesiv, de a smulge simpatia arbitrului. Lumea vrea penalti. Asta a văzut care. Banca Craiovei a început să zbiere spre cea a Clujului. Ne întoarcem după pauză pe ProTV, Supercupa României, Craiova CFR 0-0. Rapid jucători de pe teren, trecut, crescut de Hagi, trecut pe la Steaua sau în Serie B la Pescara, însă practicam florit aici la Craiova. Are devenit alt om. Pigliaccheli nu l-a vrut în zid pe Dimitrov, l-a trimis acolo pe Bancu. Centrare excelentă! Ocazie uriașă a campioanei
Vinicius lovește 1-1 la ocazii mari, mari de tot. Vinicius se înalță singur între trei jucători, între Gardo și Răzvan Popa, și inadmisibil reușește să lovească mingea cu atâta ușurință. Bara este cea care rezolvă statura de spectator a lui Piliaceli. Ce ocazie mare! A dispărut din joc Cicâldău, o minge dată de Deac la Omrani, în poziție corectă. Bilel, Omrani, ce pasă minunată trimite Omrani! Superbă pasă dată lui Culio. Culio însă face stopul invers, extraordinar serviciul francezului Omrani. Cage din Marsilia a reușit să lobeze această minge pentru Culio. Cât de elegant reușește să o culce și iată, îl vede pe Culio. Însă au ei spiță de fotbaliști mari. Cei de la BBC se întrebau astăzi cum poți să înțelegi succesul acestei finale mondiale a Croației când au doar 5 stadioane omologate și sunt măcinați de corupție, n-au investiții în jucători tineri, însă au puterea de a învinge orice greutate. Asta este singurul numitor comun pentru toate încercările englezilor de a desluși calificarea Croației mondiale. Burlacu a intrat bine în joc, Burlacu face balonul spre Mitriță, care împinge. Balonul rămâne la Craioveni, la Mateiu, este Dimitrov, acum Dimitrov, în care o minge respinsă va fi margine. Ce nebunie face Arlauskis. A ieșit cu totul din poartă și acum greșește și Ferreira. Și uite cornerul pe care îl așteptau craiovenii la poarta lui Arlauskis, scos de Arlauskis. Nebunia sa a făcut această fază, această lovitură de colț pentru... Pitol, Craiova îl propune doar pe piticul Mitriță, e drept atomic în multe faze. Omrani trece ușor de și este Popa, 11 metri. 11 metri corect, Răzvan Popa greșește. Este atât de evident, moment de tensiune maximă pe stadionul Ion Oblemenco. Răzvan Popa face o greșeală de tânăr debutant, ceea ce nu-i cazul. De începător. Îi luase respirația mai devreme lui Omrani și a dat și el seama că a faultat. Un lucru e cert, ambele formații au exersat loviturile de la 11 metri în această săptămână. Au așteptat fie penaltiuri în timpul jocului, fie loviturile de jare. Să-l vedem la debutul într-o partidă oficială pentru Craiova. Este o scurtătură spre sufletul Olteniei. O scurtătură spre sufletul Olteniei pentru Piliaceli, poate să intre direct în galeria micilor eroi oferiți de fotbal. Eroul de la Roma. Culio și Piliaceli, duel latin pentru Supercupa României. Un argentinian în fața italianului Piliaceli. Campioana României contra câștigătoarei Cupei României. Penalti pentru CFR Cluj. Bate Culio și este gol pentru CFR. Supercupa României în acest moment mai aproape de Cluj. Transilvania merge spre acest trofeu, însă oltenii au 13-14 minute. Clasa lui Omrani, care a acestui prim gol și l-a avertizat mai devreme, l-a avertizase pe Popa la acea preluare superbă la mijlocul terenului. În faza imediat următoare, aceeași întâlnire, același deznodământ, mai că a fost penalti. Schimbare la Craioveni. Intră Marcovici, un tânăr jucător foarte talentat. Un sârb care a devenit român, născut la Belgrad, joacă pentru naționalele de juniori ale României. 3 preliminare Europa League, lunea viitoare. FCSB își cunoaște adversarul, probabil, cel mai probabil Rudar Velenie, în direct la ProTV, pe 2 august, la 9:30. Bulgarul Zlatinski bate această lovitură liberă pentru Craiova și o face bine, balonul ajuns în careu! Ocazie mare pentru Craiova!
uluitoare. Mateiu a fost în mijloc, Luții are colțuri, are știință Mitriță. Să vedem dacă un minut înainte de expirarea primelor 90 de minute Craiova va reuși să ducă meciul în prelungiri. Ocazie pentru câștigătoarea cupei Craiova, Mitriță! N-a tras rău, dar n-a fost suficient. O carte vie este Mitriță, am văzut în momentul în care și-a ridicat tricoul. Mai are puține locuri pentru... Asta arată și seriozitatea clubului din Cluj, care inspiră încredere jucătorilor săi. Lovitură liberă, probabil ultima fază a acestei partide. Supercupa României 2018, campioana CFR, conduce cu 1-0 în fața câștigătoarei cupei, formația italianului Davis Mangia, echipa din Craiova. Campioana unei mari iubiri pare să-și fie epuizat resursele de simpatie. Este victorie pentru clujeni, din nou Supercupa a treia pentru CFR. Un deceniu de vis.